Salutare tuturor, eu sunt AireDai și bine v-am regăsit la partea a treia din Resident Evil 2. Ultima oară am mers pe acolo, dacă ați uitat la video. Keep out, într-adevăr a fost keep out, erau trei zombie, n-aveam cum să fug de ei. În loc că m-a salvat domnul polițait care este de față aici. E deja rănit, nu cred că putem să poate ține cu ceva. Mi s-a dat un cuțit. Și dacă ne uităm la statue, bănuiesc din astea trei locuri că trebuie să găsim ceva anumit pentru ele să punem. Nu îmi spune nimic ca jocul. Find three medallions. Ok. Deci, până la urmă, ne-am zis find three medallions. Ah, și ăsta e puzzle-ul de tura trecut. View files. Ok, tapuse. O să dau zoom cumva. Nu? Ok. Deci, ar fi Lion. Ok. Lion. Ok, deci văd că e leu. Nu cred că o să nimerez combinația oricum. Hai să încercăm. Lion. Ok, primul ar fi leu. Stai. Bun, măcar să salvează. A doua ar fi pește. Pește, unicorn. Pește, unicorn, da. Deci ar fi pește și săget sarcaș. Pește, arcaș. Nu e asta. Sau arcaș pește. Ok. Nu-mi dau seama momentan, cred că trebuie să aflu parcursul jocului, care ar fi combinația. Ok, deci nu pot să iau nici pe aici. Acum poate pot să iau pe aici. Ok, deci bănesc că acum pot. Open sesame. This is not how I imagined my first day. Nici eu. Munition. Combine. Te mai bloca. Care-i problema ta? Mai bloca, mă. DirectX. Profit la DirectX. Nu-i stabil. Nu știu. Sper să nu se mai blocheze. Ceva pe aici? Nici nu l-am văzut pe ăsta. Deci, ok, apăs click, dar nu pot să-i fac nimic. Ok. Pe aici nu merge, ce aici? Confiscated item storage. O zi niște cocaine pe acolo. Bănesc. Da, îmi place. Un coridor creepy sau pe geam. Nici pe aici nu pot să fac nimic bun. Hai pe coridorul creepy cu o cruce în față. Da. Deci mă joc Outlast.
Îi dă pula mea. Mulțumesc frumos. Credeam că nu mă sperii în jocul ăsta. Aparent este posibil să mă sperii. O să o mor. Am să o las pe ea să vină. Poate găsesc altceva care să o mor. Combine. 34 de bani. Mai bate la ușă. Ce aici? We are turning the station into a temporary shelter due to massive sudden outbreak. All police personnel have been instructed to make safety of the citizens their top priority as we try to accommodate as many of them as possible. Deci, până la urmă, au fost oameni aici pentru siguranța lor. Unul dintre refugiați ne-a atacat în mijlocul nopții. Au murit trei oameni, nu. Un ofițer a murit și alți trei ofițeri au fost răniți. O persoană, ok. Deci prima oară n-au crezut că e zombi. Credeam că e vreo un atac de panică sau ceva, nu știu, nu-mi dau seama. A mob attacked. A mob. O mulțime ne-a atacat stația. Ok, deci au atacat secția de poliție. Au fost foarte multe victime, un număr de supraviețuitori a fost... au reușit să scape, dar au fost înconjurați. Nu suntem siguri dacă au avut echipament. Ok, deci nu, nici și-au rămas tăiați din lumea de afară. Adică nu pot să contacteze din lumea de afară, bănesc. Încă un contact. Alți 12 oameni au murit. There is only... Ok, au rămas numai câțiva supraviețuitori care sunt în panică, disarray, bănesc. Asta am combat la ușa mea. Asta e un map, police station, ok. But you found what haven't picked up. Oh, deci pot să las itemele acolo și să-mi apar pe map și să-mi găsesc unde aș putea... Merge sau? Nu merge. Era psihic. Trebuie că trebuie să merg. Care era cuțitul? Cuțitul. Alt click? Nu? Hai că dau așa. Mori, mă! Alo? Alo? Așa, mulțumesc, ești tu scumpă. Băi, de cum are? Ah, shit. Bă, n-am murit, bă, ești prost. Ești prost. Stai acolo, că mă nervez deja. Bă, și unde trebuie să iau? Nu mai înțeleg. Exit. Vreau că tot pe acolo, dar n-am făcut-o ceva bine. Să mă întorc la prietena mea. Aparent se târâie acum. Bă, dar mi-a luat cuțitul. Bă, dar nu mori, what the fuck? What the? What the fuck, într-adevăr, știu, nu? Bă, nu te mai mișca, mă. What the fuck, spune-mi că stai acolo. Stai acolo. Deci am chei, ok. Combine, nu vorbesc că nu știu ce-am dat combine. O să folosesc. Pe aici. Ok, let's go down here. Nea, polițaiul! Asta are ceva? Lanț. Vezi și astea. Cum atacam cu cuțitul când nu-i duc aminte? Vrei beri? Nu și-a luat doza de Coca-Cola? Ah. Aparent ne-au văzut. Deci... Ciao, băiatul. Fuck. Son of a bitch. Bă, ăsta a murit instant. Dar nu-i corect. Nu știu ce dădea în asta. Până la urmă văd că-i deschise treaba. West office. What do you mean? Gunpowder. Ok, până aici.
Uses of gunpowder. Deci pot să-mi fac gloanții și îmi spune ce combinații. Gunpowder, handgun. Interesant. Make ammo, ok, deci îmi spune combinații. There's not a lot, așa, deci îmi spune din start că nu o să am multe gloanții. Și ar trebui să iau cam tot ce-mi trebuie ca să fac combinațiile astea perfecte, să zicem. Asta nu-mi place cum stai aici. Stai acolo. Ce-i aici? A, bă, bune. Alt puzzle. Ah, fuck. Pumpariu prost, o să-mi vii. Pumpariu. Operation report. Am rămas numai eu și încă 3 oameni. Nu, nicio armă. De fapt, nu sunt arme, nu sunt gloanțe. And too many skirmish. Ok, prea multe bătălii bănuiesc. Au scăzut mental. Sunt slab mental. Ofițerul Philip a sugerat să scăpăm prin canal. Aparent este un tunel secret. Ok. Nu există nicio dovadă că este vreun tunel, deci nu cred că au mers. Ce mai e pe aici? Rookie first sign. Ia uzi, deci vorbește despre noi. Deci ne-am pus într-un caz foarte special ca prima misiune. Misiunea ta este să-ți deblochezi biroul și cheia către succesul tău. Este inițiala numelor noastre. Pune scrisorile în ordinea birourilor noastre. Sunt două încuietori, una pe fiecare parte. Asigură-te că le iei pe amândouă, deci... Ok. Deci B ar fi una, nu o literă din început. E clar, eu. Ok, deci asta s-a întâmplat. Ok, deci ăsta e biroul nostru până la urmă. Unde e B? Nu? Sau lieutenant? Bănesc că nu am B, deci sunt așa momentan. Dar asta e interesantă, vai, fi bune. Trebuie în ambele capete, oare? Chiar mă întreb, nu știu. Ce mai e pe aici? Care s-o... Cred că ăla de acolo. Nu e bine. Nu merge. Nu merge. Nu știu. Ok, deci nu pot să iau pe aici. Am zis eu că era de acolo. David Ford. Poate ăsta e un indiciu. Mor, mă! Mor! Just great. Așa. Da, sigur nu a murit, pot să jur. A murit? Asta n-am de unde să știu. Ok, bănesc că e mort. Surprinzător. Nu uite pula mea. S-a căzut basca. Shit! What the, bă! Bă! Trebuie că eu mor pe ăștia, mă, jocul ăsta. Bă, ești prost! Cum dracu eu mor pe ăștia? Doamne, mai pe sfântă! Welcome, Leon! Ok. You bastard. Se ridică sau nu se ridică? Zic că ai murit, te rog eu, că m-a strat timp.
Ok, mulțumesc. Rita Phillips. Deci una ar fi Rita. Rita. Sau Marvin Brenda. Nu știu cum dracu se pronunță. Deci aici ar fi D. Asta, stai, ia să citim scrisoarea. Rocky Force Assign. Ok. În ordinea birourilor noastre. Ah, deci în fiecare parte. În ordinea birourilor noastre. În ordinea asta. Deci ar fi David primul, bănuiesc. Sau nu știu din care ordine începe, din partea stângă sau dreaptă. Deci ar fi... unde e căzut de pe undeva asta, alunul ăsta? Ok. Deci acum are sens. Deci primul ar fi David. N-am de... Ok, deci cred că începe din partea cealaltă. Primul ar fi... N... E... D... Ned. Ned. N... E... Unde-i D-ul? Ok, asta ar fi unul. O mers bine. Ok. Al doilea... Ar fi... În partea asta, nu-mi dau seama unde este asta. A, ai căzut pe jos. Deci, invers, nu-mi dau seama. Care ești, măi? Deci ar fi... La pare ar fi G. George. George Scott. G. R. M. G. R. M. Ia să vedem. G. Nu am G. Da, poate e invers aici. R, G, R, M. R, G. Ia să vedem așa. M am pe aici. M, R, G. O mers. Ia să vedem ce se află în birou. Mi-a dat. Ok. O să o folosesc la pistol, pornesc că da. Sigur că o să folosesc la pistol. Combine cu ăsta. Ala-i. Perfect. Bun, cu acest puzzle vom încheia episodul. Ne vom repedea în următorul episod. Eu sunt Airedai. Dacă v-a plăcut, dați un like și un subscribe. Lăsați un comentariu. Până atunci, pe data viitoare.